Directorii școlilor din Botoșani au intrat în focurile evaluării. În perioada 23 iunie-10 iulie, aceștia vor fi verificați de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean. Inspecțiile de evaluare vizează activitatea anuală managerială în vederea stabilirii calificativelor directorilor din învățământul preuniversitar. Se verifică toată activitatea managerială din anul școlar 2014-2015. Toate documentele, toată activitatea din școală. Ulterior acestor inspecții se va face la nivelul inspectoratului școlar, se vor stabili calificativele în cadrul Consiliului de Administrație pe baza celor constatate de către inspectorii teritoriali și a autoevaluării directorilor. În anii trecuți, majoritatea directorilor au fost notați cu calificativul maxim în urma acestei evaluări.